Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim de obicei despre parfumuri. După cum ați văzut și în titlu, astăzi vorbim despre parfumuri arăbești, delicate, feminine și romantice. Niște parfumuri care nu au izul acela arăbesc și știu sigur că înțelegeți ce vreau să spun și știu că sunt și fete care caută genul acesta de parfumuri. Sunt niște parfumuri inspirate din parfumuri de designer. Așa că, haideți să începem. Vreau să vorbim astăzi despre parfumuri de la Rives și de la Nusuk. Până acum nu am mai testat parfumuri de la aceste branduri și le descoperim împreună. Bineînțeles că eu le-am testat înainte și le-am tot analizat ca să vin și cu informații astăzi. Și o să încep cu unul pe care îl foiam eu aici în spate. Este vorba despre Rose de Soleil. Un parfum despre care eu am crezut la un moment dat că este inspirat din Scandala Paris și l-am tot analizat eu așa și mi-am dat seama că Rose de Soleil chiar este inspirat din Scandal, așa cum spun și ei pe site, pentru că se duce într-un caramel cu miere. Este un parfum dulce, este un parfum feminin, are și aroma aceea de fructe și flori scăldate în miere, dar devine din ce în ce mai caramelicios și să știți că nu a avut nevoie de macerare sau de maturare. De la început l-am simțit așa foarte intens și bogat și sticla, o să vedeți că de data aceasta nu vă induce în eroare, chiar este și sticla inspirată. Era la un moment dat un parfum, pe la început, așa când a apărut el, un parfum arăbesc, despre care toată lumea spunea că sigur seamănă cu Scandal pentru că semăna sticla, dar de fapt era cu totul și cu totul altă aromă. De data aceasta nu este, nu vă înșelați, chiar este un parfum inspirat din Scandal. Este un parfum dulce, dacă vreți o alternativă mai ieftină a lui Scandal, mergeți pe acest Rose de Soleil. Este o aromă plăcută, este un parfum versatil, mai potrivit, aș zice eu, în perioada rece, dar este un parfum foarte, foarte frumos. Și sticla este foarte drăguță, cu cornițele astea așa, are și o perlă aici și niște pietricele. Da, mie îmi place denumirea, chiar e frumoasă. Așa arată sticluța și o să dau pe această cutie pentru că nu mai stau acum să caut blotere, mai ales dacă am această cutiuță. Da, are o deschidere proaspătă, citrică, el are în deschidere mandarină și portocală, dar bine, e o deschidere citrică tot pe o bază miroasă. Este un parfum plin de fructe, flori, miere și caramel, o combinație foarte plăcută. Și haideți să vă citesc și notele de pe liva.ro, unde îl și găsiți. Are în deschidere mandarină și portocală, în mijloc avem miere, gardenie, iasomie și piersicuță și în bază avem caramel și paciuli, dar și ceară de albine. Da, cu siguranță ați testat la un moment dat Scandal, o să vedeți că dacă îl testați și pe acesta, o să regăsiți ADN-ul. Este un parfum frumos, este un parfum dulce și o variantă foarte bună, zic eu, de Scandal. În cazul în care pur și simplu vă este dor de aroma asta, dacă vreți o variantă mai accesibilă, zic să încercați. Trecem la un parfum tot de la Rives și de această dată chiar vorbim despre un parfum mai romantic, feminin, roz, foarte girly. Pe acesta îl văd mai caramelicios, mai sexy, pe când acesta este un parfum mai proaspăt. Și este vorba despre La Femme Bloom de la Rives, un parfum pe care v-aș ruga să nu îl judecați după sticlă, pentru că mirosul este unul foarte frumos. Nu este preferata mea. Poate dacă era un pic mai mică, arăta altfel, dar... Bine, prețul lui este de 110 lei.
Și chiar miroase foarte bine. Nu știu dacă v-am spus, dar mi se pare mai potrivit în perioada ceva mai caldă. Nu este chiar genul meu de parfum. Am avut și eu la un moment dat în colecție Mon Paris. L-am avut și l-am purtat de câteva ore, adică am avut o parțială. Îmi place, dar nu pot să zic că sunt înnebunită după el. Are în deschidere zmeură, în mijloc are iasomie și bujor, iar în bază avem patchouli, vanilie, mosc și mușchi de stejar. Este un parfum care se deschide așa fresh, fructat, paciulos, se usucă, se îndulcește, el are și o vanilie acolo. E cumva dirty așa, nu știu, în uscare, e un pic murdărel așa, ori de la, nu cred că e de la patchouli, cred că este de la mușchiul acesta de stejar, este ceva mai pământiu, dar tot rămâne un parfum proaspăt, feminin și romantic. Mi se pare așa foarte potrivit la o rochie roz. Vă spuneam eu că sticluța nu mă dă pe spate, dar parfumul este unul frumos și testează-l. Testează-le, testați parfumurile. În cazul în care vă plac parfumurile fructate, florale, proaspete, florale dulci, cu izul acela ceva mai pământiu și trebuie să vă placă neapărat patchouli, vreți o variantă mai accesibilă, testați la Femme Bloom de la Rifs. Și acum nu știu ce să zic, dacă vă luați parfumurile și în funcție de sticlă, pentru că știu că sunt persoane care sunt atrase de sticle și cumpără parfumurile. Acum, dacă îți place o aromă, chiar sunt curioasă voi, dacă vă place un parfum și nu vă place sticla, vă reține să-l folosiți? Eu nu prea am problema asta, să știți. Dacă îmi place un parfum, chiar trec peste faptul că sticla nu este chiar ce aș vrea eu să fie. Și haide să trecem și la ultimul parfum. De această dată este un parfum de la Nusuc. Nici de la Nusuc nu am testat până acum parfumuri. El este la 125 de lei pe liva.ro și are ca și note, acesta este parfumul. Este tot așa un parfum feminin și delicat, poate ceva mai matur, mai floral de această dată și se numește Ajva Murakaz. Da. Nu arată să fie inspirat din ceva, dar vă spun imediat la ce parfumuri mă duce cu gândul. Ca și note avem pară, rubarbă și coacăze negre în deschidere. În mijloc avem tuberoză, floare de portocal și trandafir, iar în bază, țineți-vă bine, are o bază foarte mișto, lemn de santal, castane și note lemnoase. Mi se pare și roșul acesta, dar și sticla, mi se pare un parfum elegant și feminin, ceva mai matur, mai pasional așa. Uitați-vă aici ce culoare are. Și sticla asta catifelată e plăcut. Și haide să vă spun și despre mirosul acestui parfum. Deschiderea este una foarte fructată și acrișoară, cred că de la rubarbă. Dar da, este o deschidere naturală, fructată, acrișoară, plăcută. Deschiderea asta face ca acest parfum să fie foarte potrivit în perioada ceva mai caldă, chiar dacă el are în bază castane, lemn de santal. Nu, cum să zic eu, mi se pare că sticla te-ar duce cu gândul la un parfum ceva mai sexy, mai de seară, mai intens, dar nu. Chiar este un parfum proaspăt, floral, ok, se îndulcește, deschiderea este una proaspătă, acrișoară și foarte naturală, miroase a fructe naturale. Apoi apare partea asta florală,
apare tuberoza, care mi se pare că acoperă cam tot. O tuberoză bubblegum, așa. Cum regăsiți în Lintardi sau în My Way, în zona asta este. Avem o bază de lemn de santal, castane și note lemnoase, dar nu se intensifică foarte mult. Nu devine un parfum așa foarte dens, bogat și foarte lemnos sau nati. Nu se simte așa. Este dulce baza, nu foarte dulce. Ia să-l dau eu și pe piele. Da, pe piele se dezvoltă desigur mai repede, cum se întâmplă în general cu parfumurile. Eu am avut ocazia să le am și să le analizez înainte, dar când testați parfumuri, să știți că sunt diferite. Dacă testați pe blotter, clar se dezvoltă mult mai greu parfumul. Pe piele se dezvoltă imediat și o să-i simțiți adevărata aromă. Este fructat, este acrișor, este dulce, dar vreau să vă zic că nu ajunge nici măcar în bază să fie așa un parfum nati, să fie un parfum, nu știu, în care simți izul acela de castane sau izul acela lemnos. Mi se pare că este destul de delicat pentru notele pe care le are. Vedeta în acest parfum este tuberoza. Se îndulcește, devine așa. Se simte atunci când se usucă o aromă vanilată, ușor lemnoasă și cumva mă duce cu gândul la materialul ăsta de pe sticlă. E așa o bază catifelată, suavă, încă se mai simte isul acela fructat, deci este un parfum fructat, floral, vanilat, cumva simt o bază vanilată, catifelată. Și în continuare se simte tuberoza, se simt fructele, deci ele rămân acolo. O să mai vorbim despre el pentru că, na, știți că unele parfumuri, deși eu le-am lăsat câteva zile, nu le-am primit acum și nu vă povestesc despre ele imediat după ce le-am primit. Le-am lăsat să se așeze. Poate că unele au nevoie de mai mult timp, însă, ce vreau să vă spun, dacă așva vi se pare din note și din prezentarea lui că este un parfum așa dens, sexy, de seară, elegant, să știți că nu este chiar așa. Mi se pare mai mult un parfum de zi, un parfum dulce pentru perioada rece, foarte floral, cu o tuberoză bubblegum și destul de delicat. Nu este un parfum foarte intens, nu este un parfum foarte dens. E un floral, aș putea să spun, pentru că cel mai mult în el simt tuberoza. Și ca și idee, nu îl simt să fie clonă după ceva. Ca și idee, duceți-vă așa cu gândul la tuberoza aia pe care o simțiți în Lintardi sau în My Way. Haideți să mai vorbim puțin și despre celelalte două, tragem niște concluzii finale și încheiem clipul acesta. La Femme Bloom este un parfum frumos, este un parfum intens, este mai intens decât Ajva și este inspirat din Montpari. Da, este un parfum romantic și tineresc, foarte frumos, paciulos, cu fructe, cu flori și cu o aromă ceva mai pământie. Iar parfumul nostru Rose de Soleil este unul vesel, unul delicios, caramelicios, foarte intens. Cred că acesta este cel mai intens și cel mai bogat dintre toate. E dulce, se simte miere, se simte caramel. Avem și niște fructe și flori scăldate în această miere. Da, e frumos, e frumos.
Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut clipul acesta. Spuneți-mi în comentarii dacă voi ați testat parfumuri de la Rives sau de la Nusuk, ce părere aveți despre ele, poate aveți recomandări, poate că o să mai discutăm și o să mai descoperim parfumuri de la aceste branduri și ce pot eu să spun despre ele, că sunt niște parfumuri accesibile în care o să regăsiți și voi dacă testați arome foarte cunoscute, cum este Scandal, cum este Montparis, și în Ajva o să regăsiți aroma aceea, tuberoza aceea pe care o regăsim în multe parfumuri de designer. Și cam atât. Sunt niște parfumuri ok pentru prețurile pe care le au. Eu zic așa, să nu vă așteptați să bubuie, să bubuie. Sunt niște parfumuri delicate, sunt plăcute, sunt feminine și nu au izul acela arabesc. Și cam atât. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți clipurile mele cu prietenii voștri, mai ales dacă sunt iubitori de parfumuri, și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!